Salutare tuturor! Astăzi vreau să vă fac o prezentare simplistă a programului MAC3 pentru CNC. Acest MAC3 este un controller CNC, practic este creierul unei mașini CNC. Prin el se poate configura mașina, interpretează mișcările, interpretează codul G realizat în programul CAD/CAM și practic el se ocupă de partea de funcționalitate a întregii mașini. Este doar o prezentare simplă pentru cei care de-abia iau acum cunoștință cu acest program. Deci nu o să intru în prea multe detalii, doar câteva funcții de bază ca să înțelegeți mai concret cum lucrează acesta. La pornirea programului, de obicei el pleacă de pe shortcut-ul MAC3 Loader, de unde alegem profilul mașinii care îl avem noi. Mașina, programul când pleacă inițial, o să avem un reset activ, ceea ce înseamnă că mașina nu se poate mișca atât cât acest reset este activ, roșu, verde, roșu, verde. Ca să activăm mașina, practic se apasă pe reset, va rămâne verde și acum putem controla mașina. Cele trei axe X, Y, Z sunt prezentate în mijlocul ecranului. Și cum vedem, avem butoanele 0X, 0Y, 0Z. Toate aceste valori sunt în milimetri. Deci dacă mișcăm mașina, da, se va mișca în milimetri, valori pozitive și valori negative. Cum se mișcă mașina? De obicei se mișcă din săgețile de pe tastatură, dacă nu aveți un pendant sau o telecomandă. Și ele sunt asignate de obicei din săgeți de pe tastatură, stânga-dreapta pentru axa X, săgeată sus, săgeată jos pentru axa Y, la fel și pentru X, săgeată stânga-dreapta, și pentru Z, page up, page down, pentru mișcare. Dacă nu le avem așa asignate sau vrem să le asignăm în alt mod, pur și simplu, din meniul de sus, config, sistem hotkeys, se apasă și unde avem X, pentru partea din stânga apăsăm ce tastă vrem, pentru partea din dreapta, Y pentru în spate, Y pentru în față, Z pentru jos și pentru sus. Z încă o dată, pentru jos și pentru sus. Se dă OK și mi l-am asignat în consecință. Deci dacă mișc, Z-ul se va mișca, Y-ul și așa mai departe. Bun. Putem face la aceste mișcări o mică modificare foarte importantă și anume să-i dăm valori de viteză, de travel, să se miște mai încet sau mai repede. Când vrem să poziționăm mașina, vrem să se miște mașina mai încet și când vrem să ajungem dintr-un punct în altul, să ajungem mai repede. Se apasă tasta Tab și va apărea un pendant virtual. Aici avem Slow Jog Rate. Eu îl las la 5%, ceea ce înseamnă că dacă mișcăm din săgeți, se va mișca cu 5% din viteza mașinii. Dacă ținem apăsat pe Shift și mișcăm din săgeți, mașina se va mișca cu 100%. Da? Asta e foarte important de știut. Aici, dacă va fi 100%, nu voi avea mișcări de încete. Da? Deci, fără Shift, aici va merge direct cu 100%. Cu Shift, la fel. Deci, punem 5% și atunci știu că mașina se va mișca fără shift cu 5% și cu shift apăsat și din săgeți sau page up, page down pentru Z, va mișca cu 100%. Apăs din nou Tab și am ieșit din pendantul virtual. Butoanele importante. Cele mai uzuale, Load G-Code, prin care se încarcă codul G. Deci dacă am făcut un program, să spunem, în Arcam, Vicar, Fastfire și așa mai departe, am salvat codul G sau tulpatul undeva, de aici putem, de pe acest buton îl putem încărca. Dar până să ajungem acolo, când ne-am ales o origine, am mișcat mașina, să spunem, la punctul 0 al materialului, să presupunem punctul din stânga jos, exact deasupra materialului, freza a atins materialul, trebuie să resetăm axele, ca mașina să știe că din acel punct va pleca. Și mașina se resetează 0X, 0Y, 0Z. Și am stabilit punctul 0. Știm sigur că mașina va pleca din acest punct.
nu are cum să plece în altă parte. Dacă am dat logicod, să încărcăm codul făcut, îl alegem de unde l-am salvat și vedem că ne-a apărut un cod G cu ceea ce avem de frezat. Ca să închidem acest cod, să încărcăm altul, putem pur și simplu să dăm logicod și așa mai departe. Logicod din nou. Să spunem că am mers pe anumite linii de program și vrem să luăm de la capăt, să dă rewind. Și atunci codul o ia de la 0 și trebuie să-i dăm iară start. După încărcarea codului G, ca efectiv mașina să poate pleca și să lucreze, trebuie să-i dăm cycle start. Am dat start și mașina începe să lucreze și va executa programul. Dacă dau stop, mașina se va opri. O să-i dau start din nou și mașina își va relua lucrul. Dar trebuie să fiu atent dacă va pleca și motorul de frezare odată. Dacă nu, trebuie să pornesc motorul de frezare manual. Îi dau rewind și văd că codul a luat-o de la zero. Mașina a plecat. Vreau să o aduc înapoi la punctul 0. Dacă îi dau go to Z, mașina va pleca înapoi către punctul 0 creat de mine inițial. Da? Deci e foarte simplu. Dacă mașina folosește limitatoare de curse, o să avem acest buton cu verde. Dacă este cu verde, înseamnă că se folosește limitatoare de curse. Dacă nu este activat, este culoarea gri cum este acum, mașina nu va ține cont de limitatoare de cursă. Asta ca informație. Bun, deci am văzut butoanele logicode, logicode și rewind ce fac. Prin cycle start va pleca motorul de programul efectiv, cu stop se oprește, iar resetul este inițial. Feed rate, mașina va pleca cu 100% din cât am setat în program. Feed rate înseamnă viteza de avans, viteza de lucru a mașinii. Ea pleacă cu 100%. Putem în timpul mersului să o creștem, să o scădem sau să o creștem viteza. Dacă avem un material mai dur, dacă avem un material mai moale, putem să-i dăm mai tare sau mai încet, în consecință. Viteza motorului de frezare de obicei se reglează tot din program, dar la fel putem să intervenim. Dacă nu este motorul de frezare, dacă nu este conectat electronic alea pentru a putea realiza automat turația, se reglează pur și simplu manual de pe motorul de frezare sau de pe invertor. Deci, înainte de a începe un program efectiv, să avem siguranță că toate axele sunt resetate și el va pleca din punctul 0. Altfel nu va ține cont exact, că nu va face programul care vrem noi să-l facă. Revin la feed rate. Viteza feed rate este dată de o setare a mașinii făcută de fabricant care se poate vedea în config motor tuning și vedem că el, fabricantul, a pus o viteză de 4000 de mm pe minut. La valoarea aceasta o putem modifica noi, mai mult sau mai puțin, dar e bine să păstrăm setările fabricantului. Putem lăsa mai mic sau mai jos. Travel speed va fi maximum aceste viteze, adică 4000, iar viteza de lucru, dacă setăm 2000 de mm pe minut, el va lucra cu 2000 de mm pe minut, dar între litere, unde va fi travel-ul, va merge cu maximum de aici. Ca să știți. O setare importantă care se poate face la pornirea Mach 3 este să-i dăm o întârziere la motorul de frezare. Ce face această întârziere? Ajută motorul de frezare să intre în turație până să ajungă la material. De multe ori motorul de frezare pleacă, n-apucă să intre în turație și intră mai agresiv în material și atunci poate rupe freza sau poate că cauza probleme și motorului. Cum facem acest lucru? În sus, în config, porți împins, mergem la spindle setup și unde scrie delay spin up, general parametri, punem 10 secunde. Atât preferă să las o întârziere. Îi dăm apply și atunci știu clar că atunci când va pleca programul, motorul va aștepta, programul va aștepta 10 secunde ca să intre motorul în turație și după aceea va rula. Se dă reset și mergem mai departe.
Multe butoane nu o să le folosim, deci vi le-am explicat pe cele mai rapide, cum se încarcă un cod, cum se închide un cod și cum se pornește și oprește programul. Totdeauna când dacă am pornit mașina undeva, nu ne-a plăcut ce a făcut și dăm go to Z, mașina se va întoarce la punctul 0 de unde a plecat. Numai că trebuie să avem grijă să nu oprim în material, pentru că dacă îi dăm go to Z, el va trece prin material și implicit se va rupe freza. Altă funcție, ca să spunem din config, dar nu neapărat funcție, când porniți mașina și să spunem aveți pe Y două motoare și doar unul se mișcă și mașina nu trage pe ambele axe, trebuie să verificați dacă Y-ul este asignat și cu cealaltă axă, adică cu A. Și facem în felul următor, din config, mergem la slave axis și trebuie să verificăm dacă Y-ul trebuie să fie cu A. Adică dacă sunt axele paralele la Y, ambele motoare să meargă. Dă OK, trebuie să restartăm programul și totul este OK. În ultimul rând, trebuie să salvăm tot ce am făcut până acum ca să avem configurația salvată. Save settings și cam asta este. Sper că v-a ajutat această prezentare și o să fac și alte videouri cu alte funcții mai în detaliu. Numai bine!